aduce la prezentarea voastră cauzele accidentelor circulației înregistrate în primele 6 luni ale anului curent, care sunt cam aceleași în fiecare an, respectiv abaterile pietonilor, viteza neadaptată, neacordare prioritate pietoni, neacordare prioritate vehicule, abateri bicicliști. Pe drumurile naționale s-au produs cele mai multe accidente și v-aș exemplifica aici DN15, cel mai lung drum, sector de drum național care îl avem pe raza județului, de la Grințieș, Bicaz până la Costișa, avem 9 accidente grave, urmat de DN15B, Poiana Largului, Vânători, Târgu Neamț, DN17B, Poiana Largului, Farcașa, Borca, DN15C și DN2. Observăm că DN2, drumul european cu cele mai ridicate valori de trafic, ajunge pe locul 5, cred că este meritul colegilor noștri la Roman și a combaterii cauzionatoare. Suntem tot timpul prezenți pe acest sector de drum, având în vedere valorile ridicate de trafic, însă ca element de noutate apare o problemă pe DN17B și se concentrează accidente pe raza localității Borca. Țineți minte, pe 31 martie am înregistrat un eveniment tragic, 3 persoane și-au pierdut viața. În afară de acestea am mai avut 2 accidente, soldat cu decesul persoanelor, având drept cauze abaterile pietoni și bicicliști. Deci 3 accidente în localitatea Borca, care plasează acest sector de drum pe locul 3. Accidentele se concentrează în ziua de vineri, pe drumul național, am avut 8 accidente, urmat de ziua de marți și duminică. După drumul național, înregistrăm accidente pe drumurile județene și comunale, cele mai multe în zona municipiului Roman, urmat de zona Piatra Neamț, zona Târgu Neamț. Cauzele se răstoarnă în acest caz, apar pe primul loc bicicliști în mediul rural. Și după cum știți, chiar și în ultima perioadă de timp am avut evenimente soldate cu decesul bicicliștilor pe fondul consumului de alcool.